Am aici biletul de externare din 8-a 3-a, adică la 4 zile după cezariană. Și aici scrie negru pe alb ce s-a întâmplat, domnule. Ce s-a întâmplat, domnule, în ziua aceea fatidică, în acea zi nasoală de 4 martie. Hei, tocmai am ieșit de la doctor. Ups, mi-a căzut cadrul. Mamă, cadrule, am vești bune și nu trebuie să-mi cazi, mai cadrule, de ce nu stai acilișa? Deci, să reluăm! Hei, tocmai am ieșit de la doctor și sunt fericită. Pentru că am vești bune, am făcut o ecografie, au trecut 3 săptămâni, 4 când vedeți voi acest vlog, de când m-am operat a treia oară și se pare că... Hai mă, cadrule! Măi, când am și eu de dat vești bune, îmi cade cadru. Nu se poate mai așa, nu se poate, nu mai are lipici ăsta pe geam. Gata, deci reluăm! Am fost la doctor și sunt fericită, am făcut o ecografie. I-a privit ecografia, nu prea înțeleg eu din ecografie, dar înțeleg ce-mi spun doctorii și doctorița mea, doamna doctor Nuralta Emel, pe care o iubesc foarte mult, mi-a zis că sunt foarte bine, operația se vindecă foarte bine și că pot să-mi reiau activitatea fizică, de asta sunt cea mai fericită, pentru că pot să încep să dansez așa ușor, să fac și sport la picioare, să întărim musculatura, pentru că nu ai făcut de mult sport. În ecografie zice aspect normal, țesutul subcutan are aspect normal, plan aponevrotic normal, plan muscular aspect normal, nu sunt colecții de lichide patologice subaponevrotic. Nu înțelegeți voi acolo. Deci este bine. Sunt fericită că în sfârșit pot să-mi iau activitatea fizică. Așadar, dacă încep să dansez, pot să merg și la concerte. Tocmai a terminat de mâncat. Florița crește văzând cu ochii. Are deja 5 kg. Așa, râgâim să scoatem aerul, să nu ne doară burtica. Așa, Florița. Florița mea frumoasă. Dragilor, am revenit acasă la Florița. Totul este bine. Îmi place să o pup, să-i dau lăptic și să o miros. Asta este activitatea. Și-și ține căpuțul foarte bine. Creștem văzând cu ochii. Crește. Crește, iubita mea frumoasă, și el o pupă, o drăgălește, îi spune I love you, și o pupă fălcile astea mari. Așadar, dragilor, în luna aceasta se împlinește un an de când fac vlogging, din aprilie 2018. Primul episod a fost cel cu cozonacii buclucași de Paște, așa că acum de Paște se împlinește un an, să vedem ce mai gătim anul acesta de Paște. Așa că într-un an de zile s-au întâmplat foarte multe lucruri. Venirea pe lume a Clarei, al doilea copilaș, v-am arătat foarte multe lucruri din viața mea, foarte multe lucruri personale, poate unele nu le știați, unele lucruri nu le-am spus la televizor de-a lungul anilor. Am vrut să mă cunoașteți mai bine, să cunoașteți și lucrurile nevăzute, să vedeți ce știu, ce nu știu, cum sunt așa în realitate. Nu v-am ascuns mai nimic din viața mea, v-am arătat casa mea, bucătăria mea, familia mea, copiii mei, tot. Așa că nu fac vlog, dragilor, de pe 4 martie de când am intrat în spital. Eu fac vlog de un an de zile și am împlinit un an și am făcut 76 de episoade. Asta e 77, al 77-lea. Așa că vlogării asta fac, se filmează oriunde, oricum, se filmează și la bine, dar și la rău. Așa cum am făcut și eu, m-am filmat și fericită, dar și în spital, când era să mor, cu stop cardiorespirator, cu embolie și așa mai departe, iar acum filmez și vă țin la curent cu vindecarea mea, cu pașii spre vindecare, cu pașii spre revenirea pe scenă. E firesc și la bine și la rău, după cum spuneam. Dragilor, acest machiaj pe care îl vedeți, mie mi-a 10-15 minute să-l fac. Și absolut niciodată, dar niciodată nu o să mă vedeți nemachiată. Pentru că așa am respect eu publicul, așa am obișnuit eu publicul meu de peste 20 de ani, pentru că eu la bază sunt cântăreață. Nu sunt o fată oarecare care s-a apucat de ieri de vlog și dintr-o dată pe patul de spital trebuie să apară nemachiată. Nu, sunt un brand și acest brand trebuie să arate într-un anume fel când apare pe sticlă sau pe YouTube sau oriunde apare.
Așa că, indiferent de cât de rău m-aș simți sau ce probleme aș avea, întotdeauna voi apărea machiată. Nemachiată am apărut doar pe jumătate în vlogul acela de beauty pe care l-am filmat pentru voi pe canalul meu de YouTube. Dar nu o să mă vedeți pentru că eu așa consider că publicul trebuie să mă vadă, să mă vadă mereu cât de cât aranjată, machiată. E, și coafiura asta nu este de fapt coafiură, este părul meu natural care s-a regenerat pe perioada sarcinii și sunt mega happy că s-a regenerat. Fără extensii, ia priviți, n-am extensii, n-am nimic. Așa că părul meu pur și simplu așa se aranjează. Dacă îl dau așa, pac! Și nu mai trebuie să mă coafez everyday și mai ales când filmez vloguri. Pentru mine nu este un efort să arăt așa în fața voastră. În 15 minute, pac, sunt gata de filmare sau de o poză. A, și să vă mai spun un lucru foarte interesant despre mine. Primul lucru pe care îl fac dimineața după ce mă spăl pe dinți este să merg la măsuța mea de machiaj în dressing și să-mi fac aceste linii de tuș. Nu cobor la parter fără liniile de tuș, nu pot să cobor pe scări. Asta pentru grădinar, pentru bonă, pentru prietenii care vin inopinant, nu se anunță, trebuie să arăt prezentabilă. Dar păi într-un spital unde sunt atâția și atâția angajați. Așa sunt eu și așa am fost întotdeauna. Și îmi place să arăt bine oriunde aș fi și orice s-ar întâmpla cu mine. Și indiferent de cât de rău m-aș simți, voi zâmbi, dragilor, voi zâmbi în fața voastră și poate nu o să arăt chiar durerea aia mare. Pentru că așa am fost învățată de mică. Atunci când eram mică și urcam pe scenă în formula Andre, poate aveam și eu stări nasoale, poate aveam și eu probleme, dureri, dar trebuia să urc pe scenă în fața voastră, trebuia să cânt și să dansez și să performez. Și nu interesa pe nimeni dacă eu am o problemă în backstage. Voi mă vedeați fericită și veselă. E, și așa am crescut, așa mi-am trăit toată viața, arătându-vă tot timpul zâmbetul pe buze. Și probabil de aceea au apărut tot felul de comentarii tâmpite, stupide și articole. Pentru că în România, dacă nu plângi și nu suferi și nu arăți urâtă pe patul de spital, înseamnă că nu. N-are cum să sufere, n-are cum să aibă o problemă. Ba da, poate să aibă o problemă, dar felul de a fi, felul meu de a fi, să fie diferit de felul tău de a fi. Și eu să prezint altfel durerea în fața oamenilor, față de cum o prezintă X, Y, Z. Mai ales fiind persoană publică, de mică și fiind cunoscută și apărând în fața voastră de peste 20 de ani. Ok, dragii mei, ca să încheiem cu toate discuțiile și cu comentariile stupide, am aici biletul de externare din 8-a 3-a, adică la 4 zile după cezariană. Și este cel mai important bilet de externare, pentru că au mai fost după aceea încă două intervenții, dar acele bilete de externare sunt mult mai simple, s-a intervenit pentru înlăturarea hematoamelor. În schimb, acest bilet de externare este cel mai important de la cezariană. Și aici scrie negru pe alb ce s-a întâmplat, domnule? Ce s-a întâmplat, domnule, în ziua aceea fatidică, în acea zi nasoală de 4 martie? Așadar, dragilor, pacienta în vârstă de 35 de ani se internează în clinică cu diagnosticul IIGIIP, sarcină 38 de săptămâni, făt viu unic, prezentație craniană, uter cicatricial, MICUD pentru asistență la naștere. Ce-or fi însemnând astea, ești. În data de 4-a 3-a 2019, ora 17:30, se decide terminarea nașterii prin operație cezariană. ST pentru profilaxia rupturii uterine și se extrage făt viu feminin, greutate 390 de grame, scor 10. Se recoltează sânge și cordon umbilical pentru prelevare de celule stem. În timpul extracției intraoperatorii a placentei de 550 de grame, aspect macroscopic normal, pacienta prezintă bradicardie severă până la sistolă, pentru care se practică de către medicul anestezist masaj cardiac extern, intubație orotraheală și ventilație mecanică cu reluarea ritmului cardiac rapid cu stabilitate hemodinamică sub adrenalină până la sfârșitul operației. Intraoperator se efectuează histerografie dublu strat cu uterfen retractat și hemostază eficientă și parietorafie anatomică. Adică, pe înțelesul nostru, am fost cusută, pacienta rămâne sub supraveghere în sala de operație cu suspiciunea de embolie amniotică. La ora 18:30, pacienta prezintă hemoragie abundentă. Se instituie comisie medicală pentru situații de urgență privind suspiciunea de CID. Se decide reintervenție de urgență pentru curățare. Odată cusută s-a făcut comisie medicală și s-a reintervenit, am fost din nou deschisă și am fost curățată. Se practică această curățare cu lavaj și drenaj subapronevrotic. Ulterior, pacienta este admisă în terapie intensivă având evoluție postoperatorie favorabilă, exubată la 4 ore postoperator. Devine conștientă, e dezorientată, respiră spontan, eficient. Și apoi mai sunt alte detalii de hemodinamică. Nu mai avem lăptic acum, dar îi zic lui tati să cumpere.
Lupu! Fii mea se uită la desene în timp ce eu vă citesc asta. Mai departe, scrie așa: tulburări ale memoriei recente, se cere evaluare neurologică și IRM cerebrală. Chiar am făcut în următoarele 30 de ore după toată chestia asta, m-au trimis la RMN. Evoluție ulterioară favorabilă. Pacienta se externează cu stare generală bună, afebrilă, abdomen suplu, plagă suplă, lactație prezentă, se recomandă tratament, repaus fizic, revine la control în următoarele zile. Consult endocrinologic, în caz de sângerare abundentă, stare febrilă, dureri intense, revine la camera de gardă, ceea ce am și făcut, pentru că la câteva zile am sângerat abundent și am revenit la camera de gardă, iar a doua zi m-au operat, urmând ca următoarea săptămână să aibă loc a treia operație pe 20 martie sau pe 21, nu mai știu. Important e că sunt bine acum, pe drumul cel bun spre vindecare, important e că sunt acasă cu familia mea, important e că am două fetițe sănătoase, una care bea lăptică aici și se uită la desene, cealaltă doarme și este foarte bine și sănătoasă. Durerea a existat, există și a existat o traumă foarte mare în legătură cu ceea ce s-a întâmplat, dar fiecare își exprimă durerea diferit. Unii o exprimă și și-o arată cu zâmbetul pe buze, așa cum sunt eu. Alții plâng și arată desfigurați. Eu zâmbesc și sunt fericită. Cucubau! Cucubau, iubita mea. Ce ai tu aici? Lăpticul? Da. L-ai băut pe tot? Ce ne facem? Trebuie să sunăm pe tati să mai cumpere lăptic! Ce pap tu, ciupurelul, mami? Ce pap tu? Ciocă? Da. De unde ai ciocă? Din Nașa. Nașa! Nașa i-a adus ciocă! Și e bună ciocă? E bună? La ce ne uităm? La desene? Mami, te iubește, iubita mea. Mami, te iubește. Mă vei ciocă. Nu mai avem cioco, ciupurelu! Nu mai avem cioco! Cât cioco mâncăm? Dacă mâncăm mult cioco, nu mai facem nani la noapte. Nu putem să mâncăm cioco mult. Mâncăm și noi un ou ușor pe zi. S-a făcut noapte. S-a făcut noapte afară! S-a făcut noapte. Noaptea trebuie să facem nani și să nu mâncăm cioco.